Bine v-am regăsit! Bună ziua, bună, hello, bonjour! Astăzi am revenit cu un clip rapid în care să răspund la câteva întrebări, pentru că m-au înnebunit câteva fetițe cu niște comentarii enervante. De fapt, una singură mai a... Sunt tare curioase toate fetele despre swap-urile pe care le-am făcut cu Ioana și cu Vicky Makeup Studio. Cât a fost bugetul? Ai trimis produse cam ieftine și așa mai departe. Ei bine, hai să vă povestesc un pic cât a fost bugetul swap-ului și cam cât au costat produsele pe care le-am trimis eu, ca să vă lămuriți și să vedeți că n-am trimis ieftinături sau nu mai știu ce nebunii. O fată îmi zice, vai, nu-mi place de tine că tu trimiți numai produse ieftine în swap-uri și tu primești numai nu știu ce. Recunosc că am primit produse super, super, super faine în swap-uri, dar și eu, la rândul meu, am trimis produse faine. Hai să vă spun un pic despre swap-ul cu Ioana. Bugetul a fost de 70 de euro. Nu cred că o deranjează pe Ioana că am zis cât e bugetul swap-ului. Pur și simplu m-au bombardat fetele cu întrebări cât a fost bugetul. Hai să vă spun, 70 de euro a fost bugetul. Și ce am cumpărat eu lui Ioana? Am cumpărat o apă micelară de la Bioderma care a costat între 11 și 13 euro, nu mai știu exact. Se știe că apa micelară de la Bioderma e una din cele mai scumpe ape micelare, deci cam acesta e prețul. Următorul produs a fost un ulei de corp de la Caudalie. Caudalie este o firmă foarte scumpă, atât în Belgia, cât și în Franța, cât și în America. Este scumpă, iar un ulei de corp, ulei pe care l-am trimis ei, a costat 18 euro, variantă micuță. I-am mai trimis o apă de bote de la Caudalie, care costă 11 euro, tot variantă micuță. I-am mai trimis un blush de la Bourjois, care costa și el vreo 12 euro. I-am trimis o ojă care a costat 6 euro. I-am mai trimis un iluminator de față care nu mai știu cât a costat, dar peste 10 euro, cred, nu mai știu, sau mai puțin. Nu mai știu cât a costat ăla. Și nu mai știu ce i-am trimis exact, dar în mare parte am zis prețurile la câteva dintre produse, ca să vedeți că nu i-am trimis ieftinături. Acum la swap-ul cu Vicky Makeup Studio, că la swap-ul ăsta am primit comentariu că trimit produse ieftine, că ce produse faine am primit eu și ce ieftinături am trimis. Ei bine, hai să vă povestesc un pic. Bugetul pe care l-am stabilit cu Vicky a fost tot de 70 de euro, iar produsele care le-am trimis, doar două din produsele pe care le-am trimis costă 70 de euro. Pentru că acel luciu de buze, care este și blush și luciu de buze de la Yves Saint Laurent, care este o firmă high-end, dacă știți, costă 36 de euro, iar luciul de la Guerlain, care e o firmă tot high-end și scumpă, este 29 de euro sau 26 de euro. Deci sunt produse scumpe, m-am gândit să-i cumpăr ceva scump, mai scump și mai de calitate decât multe și... În fine. Plus că am mai cumpărat un ruj de la Bourjois care costa și el la peste 10 euro, un rimel de la Bourjois care costa 13 euro. Dacă o să cutești toate astea, plus ce am mai trimis, ați văzut fetelor care am trimis mai multe chestii, o... Restul, mai știți, nici nu mai știu exact ce am mai trimis, dar restul puteți să vedeți voi. Prețul, am depășit bugetul oricum în ambele swap-uri, din câte mi-amintesc, nu exagerat de mult, dar cam asta am avut să vă zic. Au fost niște experiențe foarte faine. Nu înțeleg comentariile astea de genul că, va, ce porcărie ai trimis. Dacă fetei cu care am făcut swap-ul i-a plăcut, sinceră să fiu, am cumpărat produse care mie îmi plac foarte mult și care mi le-aș dori și eu să am, pentru că toate produsele care le-am trimis Ioanei erau preferatele mele și toate produsele care le-am trimis lui Vicky, o parte din ele mi le doream foarte mult, mai ales acele două lucruri de la Guerlain și Yves Saint Laurent, sunt niște chestii care mi le doresc în continuare, dar pe care nu mi le-am cumpărat încă, pentru că mi se par destul de scumpe, dar când e vorba de altcineva, na. Și cam asta a fost, acesta a fost clipul meu, pur și simplu. Am stat încruntată tot timpul. Pur și simplu am vrut să vă zic un pic care a stat treaba cu swap-urile și să nu mai primesc astfel de comentarii cât a costat aia, cât a fost aia și așa mai departe. Pur și simplu 70 de euro a fost bugetul, m-am încadrat în el și dacă fetele au fost mulțumite, de ce voi nu sunteți? Cam atât, v-am pupat și pe curând!